La început de săptămână răsfoim ziarele cu prietenul nostru. Ama, bună dimineața! Bună dimineața! Neața, bună și bine ai venit! Bine v-am regăsit! Ziceam înainte de pauza publicitară că tu ai informațiile la tine, dar câteodată e mai bine să ascultăm și vocea de la firul ierbii, a străzii. Da. Să vedem ce mai zice strada. Pe lângă ceea ce s-a întâmplat în weekend, te-aș întreba, dar știu dacă ai urmărit toate emisiunile astea cu tentă, acum toate sunt cu tentă, că au apărut candidații. Sincer, nu m-am prea uitat, deși programul mă dezavantajează. Pe weekend am fost de serviciu la frumosul ziar la care lucrez, la Servusul Nedara. Așa. Să facem reclamă și la ziar, așa? Foarte bine. Și am fost unde îmi place mie, la țară. La țară! Și la diverse chestii politice. Mă, dar apropo de asta, hai să nu, te întreb. Apropo de ziar. Ce? Să-l salutăm pe domnul președinte. Da, domnul președinte ocupa la ora asta. Să trăiesc, domnul președinte. Dacă AMA este angajat de acolo, să întrebăm dacă știe unde este degetul cu amprenta domnului președinte. Nu știu unde e degetul cu amprenta lui domnul președinte. Și la mesaj, la soția dânsului. La soția, domnul. Deci dacă ai nevoie vreodată de amprenta domnului președinte, la soția apelezi, că acolo e degetul. Da. AMA, zi-mi cum e percepută campania electorală la țară. Și aici mă refer la modul de... Oamenii mai cred, sau fiind astea de primărie, au ei impresia că e ce trebuie? Pentru că tu știi cum e, că în mediul rural... În mediul rural se cam votează omul, partidul. Mă rog, nu. Până la urmă, bă, votez cu primarul, să zicem. Da. Da? Și primarul e la partidul X, Y, Z, indiferent numele partidului, da? Și cam așa se merge. Bă, îl votez pe primarul și nu, fiind comunitățile mici... Da, apropo de asta, și... ce șanse au să se schimbe primarii în funcție? Acum tu umbli foarte de mult mici. Prin mici, foarte așa mici. Ce șanse au să se schimbe primarii în funcție? La țară? Da, la țară. Nu, nu, la țară mă refer. El merge, nu, dar el merge foarte mult. El circulă foarte mult în zona rurală. Și își dă seama că pulsul e acolo, cum zici tu. Deci... Nu mergi. Bă, nu pot să nu-l votez, că... Bun, dar vorbim aici de... Hai să-mi termin de... Deci pe lista primarului, că am dat un exemplu, sau pe lista candidatului, să nu spunem primarul, deci se știe, acolo se face într-adevăr campanie electorală din ușă în ușă, din port în port, nu cum se zice la oraș. Acolo la țară se face. Da. Și știi că te duci la... Eu știu, Vărul Costică, de exemplu. Așa, la o familie. La vecinul, la o familie acolo, da? La vecinul Ionică. Deci, bă, uite, eu sunt primarul și pe lista mea, ui, și Vărtul Georgel. Așa. Deci te duci, așa, punct ochii, pun, bă, deci pe primarul și pe Georgel, da? Nu știu acum cât de bine se știe în zonele rurale, mă rog, nu vreau să jignesc pe nimeni, se știe, dar prea puțin cunosc lucrul acesta acolo, lista este pusă într-o ordine, eu știu, ca la fotbal, cu numerele de pe tricouri. Da. Așa, și primii 2, 3, 5, 7, eu știu câte locuri ar fi eligibile pentru fiecare partid, cam intră în Consiliul Local. S-ar putea ca Vărul Georgică, pe care l-am dat exemplu, să fie rezervă, aibă numărul de 13, lux. Da? Rezervă de lux. Da, eu știu ce vreau să te întreb. Cum poate să vină cineva, să zicem că el e primar, da? De atâta timp și toată lumea știe. Și vin eu, ce pot eu să ofer sau cu ce pot eu să mă duc la oameni, că tot așa îmi fac campanie din casă în casă, bați eu la ușă după ce a fost el. Dar cum pot să fac eu să-l schimb pe el? Înțelegi? E destul de greu. Păi nu, aia zic. Deci ori intervine plictiseala omului de la țară, de primar, că de obicei de-aia îl schimbă că s-au cam plictisit de el. Că acolo nu-i vorba că pe proiecte, pe povești, pe stai că-ți fac eu nu știu ce. Da, și se merge acolo, deci la țară clar, palpabil. Bă, ți-am asfaltat ulița. Nu. Da. Am asfaltat ulița. Ce să mai... Dar dacă nu există... Ce să mai fac? Ascultă-mă, dacă nu există o nemulțumire la nivel general, să zici, domnule, schimbăm pe primarul ăsta, că uite că de atâta timp nu ne face căminul ăsta sau ceva. Unde să zici că prinzi chestia aia fină, subțire, stratul ăla de... Da, la acordul fin. Ai înțeles? La acordul fin și să te duci să le spui, domnule, uite ăsta, nu v-a făcut chestia aia, v-o fac eu. Da, sau... se merge și pe asta, pe anticampanie, numai în general... Acum, la momentul 2016, este greu să mai mergi, zici, bă, primarul nu-ți face căminul. În general, toate au fost... Bine, ați dat un exemplu cu căminul, nu știu ce să mai poate face. Da. Să mai schimb termopanele, eu știu ce poți să mai faci. Da. Bună și aia. E, și nu ține nici chestia aia, bă, că ne bagă apă. Sunt unii, e băgată deja. Este apă băgată, sunt unii care au apă foarte bună, care stau, de exemplu, în zonele montane, deluroase, să spunem, au izvoare. Și fac captare pe apă prin cădere liberă, nici nu plătești factură, nu tu nimic. Și e apă foarte bună. Da. S-au făcut în mai multe comune, s-a adus apa și canalizarea, da? Pe proiecte europene, cam
Cam pe asta se face. Și așa prevede proiectul, ți-l aduce la limita de proprietate. Deci în fața, până în fața gardului. Da. Și după aceea, tu ca și proprietar, pe banii tăi să-ți bagi apa și canalul în casă. Și cum ziceam, dacă ai apă prin cădere liberă sau ai o fântână cu pompă, cu hidrofor... Nu mai te agiți foarte tare. Ți-ai făcut o singură fosă septică de nu știu câți ani, nu-ți mai trebuie. Da, ama, nu se discută... Sunt unii care așteaptă. Să le, să bage primăria. Și sunt comune în care primăria are fonduri să facă aceste operațiuni, sunt comune unde nu sunt fonduri. Nu, există totuși, domnule, dar... Adică ceartă din aia la birt. Domnule, dar ăștia cu... PSD-ul lor sau cu PNL-ul lor. Da. Mai sunt și la birt. La birt, pe unde? Pe acolo. Și cam câte birturi sunt satele? Pe fiecare sat are birtul lui. Are biserica. Da. De obicei, în sate, nu știu, Bolta, cooperativa, cum vrem să zicem, mai lângă biserică, în centrul satului. Da? Corect. Păi trebuie să mergi la biserică. Duminica la 12. Da. Deci se vorbește la biserică. Deci se întâlnește, a fost, de exemplu, ieri a fost la Beriu, la Sibișelul nou, mai exact. Așa. Lume, ca la Balamuc. O biserică micuță, extraordinar de frumoasă. Am intrat înăuntru, am zis să fac niște poze, s-au aburit lentila de la aparatul. Cald. Da. Deci cald, multă lume, stăteai claie peste grămadă. Deci comunitatea merge la biserică. E clar, obligatoriu. Da. Duminica se tapițează frumos. Da, îmbrăcați frumos. Sunt cei care stau la oraș, veniți acasă, eu știu, la țară în weekend, se duc. Și când ieși de la biserică, normal, pe drumul către casă, vorbești politică, acum nu o să faci rezumatul slujbei, cred. Da, nu, e interesant asta. Sau să faci corespondență telefonică din fața bisericii la nepot. Câte un cert din ăsta, câte o ceartă mică, așa, domnule ăștia... Da, și... Aia, controverse. Zis, cum este de obicei birtul aproape de... Biserică? De biserică, omul se mai oprește acolo. La o cinzeacă. Sau se duc, dacă nu se oprește la birt, eu știu să băi... Ionel, hai că eu stau mai aproape, intră la mine să bem o cinzacă, da? Sau am fost de duminica trecută la tine, intri cu duminica asta la mine. Și stau și discută. Și acolo mai vin chestiile astea, bă, că PSD-ul așa, că PNL-ul nu știu cum, că UDMR-ul ce face. Dar vorbesc mai mult de partide sau de oameni? Nu, nu că oamenii n-auzi, că la oamenii stabilită. Oamenii e ok. Deci se vorbește politica asta la nivel general, stric pe partid. Oamenii mă refer la primarul ăsta, nu, la primarul care vrea să candideze. Nu. Ei acum o dreg așa, o trec prin, știi, deci prin se filtru. Se discută politica la nivel înalt. Uite, cu primarul nu au treabă. Nu. Acolo e clar. Primarul e primar, știe toată lumea. Dar de ce este așa? Există biserică, există birt. O biserică și un birt cam este în fiecare sat. Nu prea e cum să nu... Dar există și mai multe birturi într-un sat. Acum, cam mai rar, de mare dar mai rar. Că e deja concurență și nu-i dă bine. Nu, acum, dacă e satul lung, da, să zicem unul la intrare, unul la ieșire și unul la mijloc. Că să acum, nu se sperie nimeni. Da. Hai să vedem un pic și ce scrie presa. Iată ăsta, am ales știe bănuiesc. M-am uitat pe ele acum. Da, Glasul Hunedoare zice așa: nu se poate să nu se poată. Arion, același slogan, alte proiecte. Adică a avut Viorel Arion, a avut sâmbătă lansarea candidaturii pentru un nou mandat de primar. Ok, ca la orice lansare, au vorbit niște colegi de-ai domnului primar de partid. Pe scurt, Viorel Arion a vorbit foarte mult, a prezentat două filmulețe cu ce a făcut și ce își propune să facă. Corect. E firesc în campanie electorală și o mică paranteză, felicitări la băieții care au făcut filmele excelente. Deci eu m-am uitat ca unul așa, filmările ca unul foarte care a mai lucrat în televiziune și... Felicităm atunci. Deci, conducerea termocentralei a fost schimbată. Da. Și dacă te uiți dar în cu ziar, cine nu știu. Vin ai noștri, pleacă ai noștri, noi rămânem. Ai înțeles? Da. Așa. De, probabil așa se întâmplă, este același model brevetat cum a fost cu Investul, se schimbau pe rând, de obicei să rămâne cam pe același salariu. Eu cred că, să revenim la sate puțin, campaniile electorale la sate sunt cele mai fine. Așa-i? Da! Dar să vedem un pic, adică, că după aia se mai povestește cu mult feeling, adică pasiune. Din nou probleme cu Ani. Mircea Ioan Molos declarat în incompatibilitate și în conflict de interese administrativ. Din nou, în altă parte, Spitalul Municipal Brad va fi acreditat. Mai comentez pe marginea subiectele acestea. Mircea Molos, situația e clară, acum nu știu din cel mai suspendă. A fost suspendat. Da, acum doar ca anunț, așa. Da, grijă mare. Nu știu cum se procedează aici, dacă după terminarea primei suspendări intră și a doua, nu știu. Nu mă bag. Cu spitalul din Brad e foarte bine. E bine, nu? Din Brad și locuitorii din zonă. De sport, că ți-e place sportul, a patra victorie consecutivă pentru CNS Cetate. Da. Tupăit pe băieții de la Performanță Eghiu, adică 2-1, două penalturi pentru Deva, meci aspru, greu, ambele echipe nou promovate. Bine că nu-l trebuie pe Ama de Steaua Dinamo, că am comentat destul prostia de meci.
Mai bine că îi spun că Deva a ratat promovarea directă în Liga Națională de Handball Feminin. Da, au făcut egal cu Bistrița, n-a fost la meci la Hațe, că acolo joacă, a fost amicul nostru comun Liv Rădău și el fiind cunoscător al sportului, comentator radio. Din câte mi-a spus Liviu și tind să-l cred, a fost meci undeva la nivel de divizia Liga Națională, unde sperăm să intre și Deva. Până pe play-off, da. Se poate pe play-off. Mai are șanse. Da, se merge la play-off. La baraj. Acolo am scris calificarea directă sau promovarea directă. Direct, 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 da. Deci am precizat direct. Deci este nu varianta a play-off, arată-o o să scriu în zilele următoare în servus, ne dau variantele. Bun, dar ce șanse are în Liga Națională? Când joacă cu CSM București? Bun, acum... Care CSM București bate acolo, a avut la pariu cotă de 11. Da, bun. A bătut și CSM-ul, a bătut pe... pe Rostov, da. Ok, hai să spun, a fost perioada Olchim, da? Era Olchim și da, celelalte echipe, da. A fost Baia Mare. A fost Baia Mare, Baia Mare din păcate se destramă. Asta este. Da. Bine, vari, mă, probabil nu mai sunt bani. Probabil. Așa. Acum am intrat pe epoca CSM. CSM București. Înainte de Vâlcea a fost Știința Bacău și alte echipe, Rulmentul, Brașov, diverse. Nu avem una bună tot timpul. Istoria handball-ului feminin românesc, așa. E, este una bună și rest. Acum, cum țin norocul? Eu știu, bun, acum la Deva sunt niște patru fete campioane mondiale de junioare, au 20-21 de ani, 18-19 ani au câștigat. Niște fete de viitor joacă foarte bine, sunt două, trei jucători cu experiență care au rămas din trupa veche. Eu știu, două implanturi reușite, dacă intră Deva, știu și un plus de experiență acolo adus. Sau... Și dacă mai are vecinul bani, mă, nu așa. Da. Asta, vecinul nu prea mai are bani. A? Și dacă sunt bani, eu vorbesc, eu sunt optimist că Deva va intra. Da. Bun. Cine... Un implant, două, Deva poate să tragă la cupe europene. Eu știam că profesorul emerit eu am Mătăsar. Nu, eu am întrebat că nu mai știu. Da. Este Neamă Tase. Că vecinul tot schimbă, adică te trezești, gata, pac! Neamă Tase, toată stima. Și vecin cu voi, bine mai încolo. Da? Da. Neamă Tase, toată stima. Țâmbău s-a răzgândit, acceptă ideea unei comisii parlamentare de anchetă pentru ceh. La ce ora a dat declarație? Bă, nu fi rău. Spre că... dimineață sau mai spre după nu fi rău că s-a luat lumea destul de el. Winkler, reconfirmat la șefia UDMR Hunedoara, nici nu avea cum să fie. A fost singurul candidat, este și ceva firesc la UDMR să alegi pe Victor, până la urmă. Da. Sezonul florilor, după aceea o să citești tu din servus, sezonul florilor aliste la cafeneaua dependentă de cultură, a fost un vernisaj care a avut loc vineri la Jos Pălăria, cu portrete, peisaje, portrete, flori, cai, toate într-o notă realistă, izbitoare, semnată de Ștefan Bostan. Așa că cei care mai doresc pot să bănuiesc că tablourile au rămas încă o perioadă acolo și iubitorii de artă și numai sunt așteptați la cafeneaua dependentă de cultură. Mai multe filme din județ au fost controlate de ITM. Da, ele, dar probabil eu m-am uitat pe ziar în diagonală, sincer, nu le-am citit pe toate așa. Bănuiesc că s-au verificat, eu știu, actele angajaților, cred că. Petronel a scris. Vreau să vă spunem că ne-am invitat-o și pe prietena noastră Petronela într-o dimineață. Nu prea ajunge. Ei plac prezențele mai de după masă, să zic. Las, așa. Uite, invitați-o pe Petronela săptămâna viitoare, marțea viitoare, face servusul 12 ani. Dar 19 face 12 ani. Ar trebui să-l invităm pe domnul președinte, da, pe cu domnul degetul președinte, din dotare. Da. Și cu Petronela, că e redactor șef. Da, deci ai niște invitați de marcă. Da. Te rog să le spui de acum să nu-și facă program la frizerie sau pe în altă parte. Nu, să-și facă program la frizerie lui. Să deci vină frumos de stai invitați, un pic. Când vine marțea? Marți 19, dacă nu mă înșală memoria. Deci de marți într-una. Da, de mâine într-una. De mâine într-una, anunțând de pe acum, nu vă faceți program. Da, conducerea. Conducerea să fie aici la noi. Da. Nu se poate. Noi care iubim această publicație. Da. Am discutat de... Cam zis să că... revenim la sate. Da. Nu la sate, să revenim, un pic. Să revenim un pic la orașe. Da. Deosebirea e foarte mare în ceea ce se întâmplă este și în campanii mare. Și în alegeri, la orașe și la... acum, de fapt, miza mare și unde se, într-adevăr, se implică partidele și e la orașe. Chiar dacă și Deva și Hunedoara sunt niște, oarecum, comune mai mari. Dacă mai dezvoltate, mai... Din păcate au ajuns, au revenit la acest statut. Dar care sunt bătăliile? Sunt, dacă la Hunedoara nu e chiar așa sau, nu știu, din punctul de vedere al ceea ce se vede, se pare că domnul Arion va rămâne în continuare pentru că, nu știu, ca și la țară aici mă refer, dar nu prea au ce să-i reproșeze. Da. Vocea străzii spune, vocea străzii spune că, adică omul a făcut, că nu a reușit să le facă pe toate
n-a reușit nici patru guverne care s-au schimbat sau câte au fost până în ultima vreme, dar dacă acolo e clar, aici la Deva, doar de 4 ani preluată primăria de domnul Petru Mărginean, ai cu ce să compari. Acolo a fost e cam strânsă lupta la Deva. E cam strânsă. Da, la Deva. Nu știu, la Hunedoara, mă rog, Devean fiind de Hunedoara, nu prea comentez. Acum, dacă mergem pe principiul că la oraș se votează mai mult partidul, deci nu, cum să zic, ce-a făcut Viorel Arion e făcut, e palpabil, pui mâna. Da. Ce-a făcut Petre Mărginean e palpabil, pui mâna. Nu prea e palpabil. Am zis palpabil, pui mâna. Da. Vezi, nu vezi, te-aia corect. Te privește, depinde de depinde de unde privești. Te uiți. Da, da. Corect, zici corect. Că te ajută partidul. Dacă se votează pe partid, da. Ce o mare. Dacă atunci ar fi o luptă echilibrată și în Hunedoara. Hunedoara, oraș muncitoresc, PSD-ul, dar mă rog, PSD-ul n-a avut primar. Da, vezi că asta spuneam, că nici la Hunedoara nu este... Și nu se votează partidul. Deci, și tot la Hunedoara, pe om se merge până la urmă. Lumea votează cu Arion ca și om. Pentru că și la Deva, să nu spui că domnul Mircea Muntean are... Nu știu cât îl ajută partidul. Asta vreau să zic. Mircea Muntean îl ajută PSRO, care, hai să fim serioși, inventat peste noapte cu trei membri. Sau nu fără știm supărare, cine dacă ieși pe stradă și întâlnești un membru PSRO, dacă îl întrebi ce înseamnă, nu știu dacă se poate aici exact. Nici membri, dar deci, ceilalți. Vreau să spun că nici membrii unor partide marcante, dacă da. E de doctrina lor. A, nu de doctrină. Ama zicea ce înseamnă PSRO. Ce înseamnă... Și cu doctrina, haide să zicem, apropo de doctrină. Aia cu doctrina deja e complicată. Eu tot la țară mă întorc, eram în 2008, dacă nu mă înșel. În fine, acum niște ani buni. Într-o frumoasă comună din țara Hațegului, unde, mă rog, toate partidele au sedii apropiate unul de altul și normal că... Acolo, da, mă, că da, 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 n-ai unde. Și normal că și birturile sunt tot acolo. Și campanie, nebunie, era și o manifestare populară, diversi candidați, de la parlamentare, așa. De la partidul XYZ, culoare, contează mai puțin. Și iese unul dintre candidați, așa, în formă maximă, electoral, vreau să zic, și să nu, să facă baia de mulțime, să dea mâna, piciorul cu toată lumea, teoretic alegător, și merge la o bătrânică, de altfel foarte simpatică. Și zice, mătușă, încerc să reproduc textual, ce zici de doctrina noastră, și mătușa cască niște ochi mari, așa, zice, nu știu, maică, nu avem noi farmacie în sat. Și deci, cu asta ne-am lămurit cu doctrina la țară. Da, mulțumim tare mult. Mulțumesc. După reclame eu. Avem prim ajutor, rubrica cu care vom obișnuit în fiecare luni. Ne mai întâlnim cu Ama, să mai vedem cum se face campania electorală, o doar la oraș și la sate, pentru că acolo este... Acolo e Seva. Seva, miezul problemei. Miezul problemei. Ne vedem și mâine, 8:30 aici.